videoclipul de astăzi vă arăt cum să realizați acest liliac doar dintr-o coală de hârtie. După cum vedeți, poate fi realizat și din hârtie albă și din hârtie neagră. Dacă vreți să vedeți mai multe decorațiuni de Halloween, o să pun în descriere un link cu playlistul în care vă arăt mult mai multe idei de decorațiuni. Materialele necesare pentru acest proiect sunt o coală de hârtie neagră în formă de pătrat cu latura de 15 cm, doi ochi sau o hârtie colorată galbenă, lipit și foarfecă. Să începem! Dăiți pătratul pe jumătate astfel încât să formați un triunghi. Aduceți marginea de jos a triunghiului în interior cam două degete și presați. Îndoiți forma pe jumătate, având grijă să aliniați colțurile și decupați două semicercuri ca niște valuri din colțurile îndoite. Desfaceți forma și îndoiți colțurile de jos în interior către linia din mijloc formată de îndoitură. Îndoiți încă o dată colțurile în exterior în acest fel. Întoarceți și decupați din partea de sus o fâșie subțire, având grijă să lăsați două mici triunghiuri la margini. Lipiți ochii. Iar la final, așa va arăta liliacul. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube, simplu de făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip!